Suntem gata? Putem începe? Vă salut și am onoarea, în calitate de președinte a Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, împreună cu colegii mei, colegii deputați din diaspora, să anunțăm înregistrarea unui proiect de lege mult așteptat, care este o creație legislativă rezultat a unui grup de lucru muncit mai bine de un an de zile, de către Institutul Platformă Instituțională, de către colegii mei din diaspora, împreună cu membrii Comisiei Electorale Centrale, împreună cu reprezentanții la Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Externe, proiectul denumit generic, proiect privind pilotarea votului prin corespondență. De aceea, pentru noi, astăzi este mai mult decât simbolic, la 1 martie, să lansăm o astfel de inițiativă și vreau pe această cale să aduc sincere felicitări tuturor și, din numele meu personal, să mulțumesc colegilor care au muncit asidu. Știu că pentru ei este un proiect de lege de suflet sau unul din proiectele de lege de suflet și ziceam că aduc mulțumiri doamnei Eugenia Safalier, domnului Druță Mihai, domnului Gavruc Vitalie, doamna Mariana Lucrețeanu, Șpac Ion și absolut toți cei implicați, inclusiv din diaspora și de aici, de acasă. Cu siguranță va fi un proiect pilot implementat cu succes, dar anumite detalii tehnice, inclusiv, voi oferi cuvânt colegii mele, Mariana Lucrețeanu. În calitate de comisie juridică, noi vom asigura atât consultarea publică și invit absolut toate instituțiile interesate pentru data de 7 martie, ora 10, Sala Europei, invit la o primă rundă de consultări publice pe marginea acestui subiect, iar toate cele detalii care vor surveni și amendamente, noi cu siguranță, cu drag, le vom lua în calcul. Doamna Lucrețeanu, vă rog. Bună ziua! Stimați cetățeni, dragi compatrioți din diaspora, dorim să vă anunțăm astăzi propunerea unei inițiative legislative, o lege foarte mult așteptată de concetățenii noștri din diaspora, pilotarea votului prin corespondență. Ca deputat ce am locuit peste 20 de ani în diaspora, mi-am dorit foarte mult ca echipa noastră să vină cu acest proiect de lege. Alături de conaționalii noștri, aflați peste hotarele țării, am stat zeci de ore la coadă să pot vota și am călătorit sute de kilometri pentru a-mi exercita dreptul la vot. Am rezistat împreună cu ceilalți cetățeni în condiții climaterice nefavorabile. Am cheltuit sume importante de bani doar ca să pot să pun umărul la consolidarea democrației în țara noastră și să-mi exercit dreptul la vot, dar și obligația ca cetățean. Fiecare din deputații din diaspora care se află aici alături de mine cunosc foarte bine jertfele conaționalilor noștri aflați peste hotare și implicarea cetățenilor din diaspora în ieșirea masivă la vot, uimind autoritățile statelor în care se află, prin dragostea față de țara natală, prin perseverența de a fi alături de cetățenii de acasă, prin dorința lor de a contribui la sistemul democratic din țara lor natală, Republica Moldova. Cu toate acestea, noi cunoaștem cât de mari sunt aceste jertfe pentru conaționalii noștri și știm cât de greu este să călătorești împreună cu toată familia sute de kilometri pentru a exercita dreptul la vot. Mai ales în acele țări și state în care sunt mai puține consulate și ambasade, iar distanțele sunt foarte mici. Acesta este motivul pentru care astăzi pilotăm votul prin corespondență în Statele Unite și Canada, țări în care această metodă de vot deja există și e deja cunoscută la majoritatea cetățenilor noștri care locuiesc acolo. Avem încrederea că această nouă opțiune de vot va spori la exercițiul democratic de vot și va încuraja cetățenii noștri să apeleze la această metodă alternativă, mai ales dacă se află departe de o secție de votare. În acest exercițiu și în această pilotare, invităm toate partidele din Republica Moldova pentru a participa la susținerea și îmbunătățirea acestui proiect de lege. Vom organiza mese de discuție, așa cum a menționat și colega noastră, doamna Roșca, atât cu cetățenii din diaspora, cât și cu cei din țară, și cu partidele existente pentru a implementa o procedură cât mai transparentă și utilă.
Rugăm Comisia Electorală Centrală să asigure un proces transparent și clar, conform proiectului de lege, pentru a oferi cetățenilor noștri din Statele Unite ale Americii și Canada cât mai multă claritate în procedura de vot, pentru a face această procedură legală și corectă. Rugăm ca fiecare pas cu privire la exercitarea votului prin corespondență să fie comunicat. Statisticile comunicate pentru fiecare etapă, de la înregistrare până la expedierea și receptarea plicurilor de vot, aplicabile procedurilor specifice votului prin corespondență. În elaborarea acestui proiect de lege s-au luat, de exemplu, foarte multe proiecte similare din țări ca Austria, Germania, Letonia, Slovacia, Canada, Statele Unite, România și așa mai departe. Pentru elaborarea proiectului vrem să oferim în mod deosebit mulțumiri echipei Comisiei Electorale Centrale, Cancelariei de Stat, colegilor noștri deputați din diaspora și instituției prezidențiale ce reprezintă și cetățenii noștri aflați peste hotare. Mulțumesc cetățenilor din diaspora pentru că de fiecare dată au ieșit la vot și pentru că în continuare cer ca noi să asigurăm mecanisme necesare pentru o participare cât mai largă la vot și la procesele care țin de țara lor natală. Vă mulțumim tuturor și Doamne ajută! Mulțumesc, Mariana! Dragi cetățeni ai Republicii Moldova, de acasă și de peste hotare. Desigur, acest proiect de lege este urmare cerințelor de ani de zile a concetățenilor noștri din diaspora de a le acorda dreptul să voteze prin corespondență. Și prin corespondență. Acest drept are la bază articolul 38 din Constituție, care stabilește că dreptul la vot al cetățenilor este garantat. Pentru a garanta acest drept, codul electoral, articolul 2, alinia 3, prevede că cetățenii de peste hotare beneficiază de drepturi egale, electorale, cu cetățenii Republicii Moldova care se află pe teritoriul Republicii. În acest scop, Ministerul Externe, ambasadele, consulatele, trebuie să creeze condițiile necesare pentru exercitarea dreptului de vot. În afară de obligațiile constituționale și de lege, noi avem o obligație politică, deoarece Partidul Acțiune și Solidaritate, în cadrul ultimelor scrutinii electorale, a făcut un legământ cu cetățenii noștri din diaspora, că în afară de metoda obișnuită de a participa la vot, le va fi acordat și posibilitatea de a vota prin corespondență. Eu când mă gândesc la drepturile electorale ale cetățenilor de peste hotare, văd rândurile kilometrice de la secțiile de votare din Italia de Nord. Eu văd mii de votanți de la secțiile de votare din Frankfurt, care văzând deja că nu mai sunt buletini de vot, au început să cânte imnul Republicii Moldova. Eu de asemenea văd miile de camioniști de la Chicago care străbăteau sute, dar ba chiar mii de kilometri ale întinderilor americane pentru ca în ziua votării să ajungă în preajma unei secții de votare și să-și îndeplinească misiunea sa sfântă de cetățean al Republicii Moldova. Poate este emotiv, dar cu adevărat, poporul nostru trăiește în prezent vremuri dramatice. Și una din componentele acestui dramatism este că este despărțit poporul de acasă și poporul de psihotare. Dar scopul partidului de guvernământ, scopul fracțiunii majoritare a Partidului Acțiune și Solidaritate din Parlament este ca aceste părți să rămână unite. Atât cetățenii de acasă, cât și cei de peste hotare, alcătuiesc un tot întreg.
și în pofida voinței viclene a adversarilor noștri politici, Partidul Acțiunii Solidaritate își va îndeplini legământul și va asigura și va chiar va garanta votul constituțional de a participa la vot al cetățenilor noștri de peste hotare. Așa să ne ajute Dumnezeu și într-un ceas bun. Mulțumesc, domnul Duț, mulțumesc mult, ziceam domnul Druț, mulțumesc mult tuturor colegilor și noi pe platforma Comisiei Juridice vom asigura absolut fiecare etapă de transparență legislativă până la implementare. Succes și mai bine! Da? Bună ziua, vreau și eu să menționez câteva aspecte. Având în vedere dispersarea mare geografică a cetățenilor Republicii Moldova în diasporă, având în vedere capacitățile limitate ale statului, instituționale, desigur că am făcut acest prim pas pentru a lansa acest proiect pilot și a testa votul prin corespondență în Statele Unite și Canada. Dar, în același timp, vreau să menționez că noi, deputații din diaspora, care cunoaștem foarte bine, prin, cum am menționat și colegii noștri, prin ce au trecut oamenii din diaspora și prin ce continuă să treacă, noi vom depune toate eforturile, alături de Comisia Electorală Centrală, pentru a identifica cele mai bune soluții și a încerca să maximizăm, să ridicăm scara aplicării acestui proiect. Cel puțin în viitor să ne asigurăm că toate alternativele de vot să fie totuși introduse. Mă refer atât și la votul electronic, dar la moment facem un prim pas pentru a testa votul prin corespondență. Sper că acest prim pas să fie unul de succes, să fie apreciat de cetățenii din diasporă și noi care ne-am luat angajamente să reintroducem acțiunea Constituției și să fie o lege sfântă, să asigure dreptul de vot fiecărui cetățean. Deci noi ne vom îndeplini acest angajament și vom ajunge o țară cu adevărat europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! O zi frumoasă!